dragi prieteni, bine ne-am întâlnit la canalul de YouTube pe ziua de astăzi, vineri. Astăzi sunt 12 de vineri. Eu te topim și noi carne, acum ne-am pucat la topit. Aici avem niște jumări. Am făcut jumări, am șepul la topit, că am pus de ieri sare pe ea, de-a lua sare. Și acum topim, că nu avem ce să facem. Ne cerem scuze că nu prea se vede, că este fum și nu prea focalizează telefonul. E cam fum, da, e cam fum. Da, așa a făcut țiganii noștri, romii noștri, a făcut tradiția asta, să facem în ziua de astăzi, Dumnezeu să ne iartă pe toată lumea și pe toți care a făcut așa ceva. Nu trebuia să facem așa ceva, dar am făcut, că mai e de muncă. Că te mai facem și noi cozonaci, mai facem nici ca ai pișcoturi, nici ca ai prăjituri, ce faci și Denisa. Și acum vă arătăm ce facem pe ziua de astăzi. Pe ziua de mâine, altceva. Astăzi, altceva. De aia e Paște, să muncim o săptămână la rând, că n-avem ce să facem. Mai sunt două zile până Paște. Două mai sunt. Am tăiat și noi doi porci, tăiem miel, am tăiat curcan. Și uite, avem aici mare balamuc, mare scopală, să terminăm, să aranjăm, că avem mult de... Avem mult de aranjat, Ioane. Ce topim carnea. Facem din astea mari carne, fleașe de carne, mai mari așa. Le mâncăm la vară cu roșii și cu brânză dulce. Brânză de la mama ei. Brânză de la mama sa. Ia vezi, Ioane, cine mănâncă pe asta? Uite că așa. A mea e aia. Ia asta că mă filmez foarte bine, mănâncă. Aia e bucățica ta. Aia e bucătura ta care mănânci tu, mami. Sorul ta nu s-a sculat. Bunicuțo, ce faci? Te supără bebe? Eu nu știu ce face așa de treabă, că eu nu vede unde n-am, unde dau capul. Ce punea să fac cârnați? Facem cârnați. Nu mi-a pe cantanția. Să facem cârnați, să facem cartabojină aia, cum să zice, mață de păr. Asta e pentru frip. Dintr-o frip, dintr-o frip. Mă sunt supărată, Ioane. Ălalt ieri mi-a fost rău. Tu nu prea mă filmezi, Denisa nu prea mă filmează. Nu, că nu prea am avut și eu timp. Iartă-mă. Mă, păi te iert. Te iert? O dată? Te iert de două ori? A treia oară nu mai pot să te mai iert. Îmi vine să dau cu asta. Așa și așa. Nu dau. Ha? Nu dau. Nu dau? Apoi și ascultă-mă ca să nu dau. Ascultă-mă, uite, acolo se duce focul degeaba. Uite, se duce focul degeaba și trebuie căldarea aia mare pe foc. Ce trebuie? Aduc eu. Ofer ceva, că nu stă, n-are piroții. Mă, vezi că cade ăla și... Ăla cade, da. Mamă, ce avem aici în grădină, dezastru. Să nu uitați să vă abonați, prieteni, ne dați un like. Da, pun asta eu acum, uite-o că o pun. Unde o pui? Aici pune-o, unde o pui? Aici? Pe cade. Nu, pune-o la mijloc, stai să ridic eu așa. Hai, trecum pe față, sărat. Prin fața camerei. Uite așa. Așa, uite așa, vedeți? Că stă. Așa, poți zis să iei, Olga, lasă că nu vine, cratița aia lantă. Măi, nu e așa. Nu e așa, trebuie să facem așa, cum trebuie. Ce avem aici? Ha, să băgăm la butoi acolo. Acolo la butoi mai avem. Stai să vă arăt. Prieteni, uite toc și fac mațele de porc. Ce faci tu acolo? Cum le faci? Cum le toci? Nu știu, le toc și le fac de mână, nu le fac la mașină. Mai și ce faci? Am revenit. M-am sculat o țără. Mai bag o țără grăsăne. Pune. Vreau să-mi fac o țără grăsăne.
trebuie. Ce pui? Ha? Ce pui? Mai pun să răgăsim. Mm. Da. E mai așa și mai... Să se copiască în gură. Nu uitați să vă abonați la bunicuța Zâna, să dați un mare like. Să se abonează la bunicuța. La bunicuța Zâna. Să se abonează, dragi prieteni. Cât de mai mulți, că nu mă supăr. Nu mă supăr absolut. Nu mai cu apă bunului. Marș! Am făcut de-aia să pornească. Ce? Motorul. Și unde-l pui? Ăsta-i bateriul. Nu uita să vă abonați la bunicuța Zâna, să dați un mare like. Noi facem aici. Bunica ta termină acolo. Nu. Ha? Nu. Dragi prieteni, cu vlogul. Am fost la friptură până acum, de-am fript carnea. Acum am trecut la tocat de cartaboș. Faci cartaboș? Fac cartaboș. Dar ce pui tu în ele? Cum le faci? De, sunt așa de gustoși? Le toc așa la mână, eu nu le fac la mașină. Mai dau și la mașină ce dau, dar eu le toc la mână. Cum făcea mama mea și soacra mea. Și bag o mână de orez, bag ceapă, bag mirodenii mai multe, bag toate miroasele așa. Da, dragi prieteni, nu mai am filmat de atâta timp, de atâta zile. Tot așa. Ce face bunica? Face cartaboș. Bun că face cartaboș. Fac cârnați, le-am tocat. Facem cârnați, facem pregătiri pentru Paște. Trebuie să le umplu, să le pun un pic să se zvente, să bag la găleată. Da. Cum bag, dragi prieteni, de Crăciun, eu bag acum. Eu nu bag de Crăciun, le pun la fumătoare. Nu așa în untură, nu mai băga carne. Bag în untură. În untură, cum bagă românii. Facem și cârnați la găleată, am pus carnea la găleată, am făcut foarte multă treabă și ieri și acum, dar facem după aceea dulciurile, dragi prieteni, să vă arătăm cum vopsim noi ouăle, dacă le vopsim astăzi sau mâine. Nu uitați să vă abonați la bunicuța Zâna, să dați un mare like, să facem și noi cât mai multe abonați. Să nu ne uitați, că o să filmăm și noi. Nu, bunica? Filmăm mai rău, că avem și vremurile fără. Uite, vremea ploia până da, acum. Da, uitați, ce vreme. Și nu mai vreau să mă bag înăuntru de sâlă, de scârbă. Să fac afară. Și a ploiat până acum, acum a stat un pic și uite, începui lucrarea. Da, bunicuța Zâna face cartaboș, după aceea face sarmalele. Mâine fac sarmalele. Și o să vă arătăm cum facem checul, cornulețe și mâine facem prăjitura și tortul. Mâine, seară. Facem. Vopsim oabele. Dar nu știu cum le vopsim. Nu știu, cred că... Astăzi trebuie să le vopsim. Dacă suntem liberi, le facem astăzi. Facem mai pe seară. Da, mai așa, mai pe seară. Facem și noi toate treburile noastre, toate rocurile noastre. Facem în ce și... Oh. A, dacă ce? Am
Da, am tăiat porcii. Vine Paștele. Dar ce faci tu, bunicuța Zuna? Ha? Ce faci? E, ce fac? Nu vezi ce fac, fac și eu carnea. Ce fac, mamă? Uite, se bagă ăștia la ladă. Uitați-i și pe cățelușul meu, frumos. Pe cățelușul meu. Unde e? Am asta două. Asta ce faci, moșu? Trebuie să veni aici la bătrână să ajut. Da? Nu mai la camera cu doar. Ajut-o. A venit moșul tău să te ajute, bunicuțul. Mă ajută, nu vezi că are diabetul mai mare. Bunicu nu se simte prea bine, are diabetul mare. Ia chiar cu spatele de la cameră. Și cățelul te ajute, uite. Căței tăi. Căței tăi, mă mușcă că sunt. Aia e funga. Le face soacră ta, niște tobe. Facem și tobe, facem și cartaboși, facem și cârnați, facem de toate, numai fumături, apoi, numai bunătăți. De-aia odată în Paștele, odată da. În an în Paștele. Vine Paștele, o să vă arătăm toate pregătirile mâine, seară nu, sau și astăzi. 8 sunt la ore în fiecare timp, numai de Paște. Da. Numai de Paște, de alte cu cojoacele pe noi, că e frig. Da, în aprilie trebuia să fie cald, dar... Trebuia să stau la maieu. La mânecă goală. La mânecă scurtă. Dar noi stăm cu... La mânecă goală. Cu jaca pe noi. Cu flaneluri. Da, din... Uite că cățelul se ține după tine. Da, din ăsta, da. Să nu le dai să mănânce de alea. Bunico... Nu, lasă, mamă, că nu le dau. Cum să le dau? Am auzit odată, nu de 10 ori. Ce naiba? Sunt surdă, mută? Mm. Eu sunt surdă, mută? Nu. Nu uitați să vă abonați la bunicuța Zuna, să dați un mare like. Să dați un mare like, să nu ne uitați. Scrieți-ne în comentarii dacă vă place vlogurile noastre. Dacă vă place de noi. Dacă vă place, cum facem noi. Facem și noi multe abonați și like-uri, că... Na. Fac și eu mulți abonați, cum face doamna patroana, și domnul Menis, și domnul Dănuț, și Anca de la Strehaia, și Leu de la Strehaia. E. Suntem neamuri. Neamuri, neamuri. Facem și noi abonați cât avei. Hai de mine. Facem, stai că facem. Facem. Facem și noi, de acum înainte facem și noi. Vă uitați la bunicuța Zâna. Ce pregătește, acum de sărbători. Cum mănâncă Paștele, cum trage din sticlă. Ceva bun! A unicuț o zână! Ce ți-ai luat de Paște? Cum? Ce ți-ai luat de Paște? M-am luat un mini-jur! Ce ăla? Mini-jur! Păi ce e ăla? Aaa, secret, nu spun! M-am luat ciorat! M-am luat! Mi-am luat! Dresuri! Dresuri! Doamne! Mi-am luat... Rochi. Batic! A. Fustă! Bravo! Crepată! Bravo! Nu ce luat? Capot! A? Da, am luat capot, sandale! Da? Da! Da, ce faci tu, mamă? Da, mă, crezi că e bun să am văzut. Mamă, unde te duci? Ia toporul. Duci. Da, mă, crezi că e bun să am văzut sandalele? Eho, le vezi acum, de Paști. Ia sandale, ia sandale. Cum se zice când e acolo? Mai ai acolo? Ha? Mai ai? Ce să mai am?
De făcut. De tocat. Noi am carnea asta și gata, am terminat. Spor la treabă. Mulțumesc, trebuie să crezi mai. Mulțumesc. La toamnă te mări. La an, la toamnă. Mamă, ce vreme nasoală. Uitați. Numai vreme rea avem. Avem noroc de vreme rea de Paște. Da. Uite, am făcut focul în sobă. Noi acum facem și focul în sobă, dragi prieteni. Scrieți-ne în comentarii, voi faceți focul în sobă. Că noi au și acum, că în aprilie trebuia să fie cald, cald. Nu? Să fie soare, să vine vara. Oh. Să spălăm curtea mâine seară. O să vă arătăm. Am făcut și curățenia, gata. Curățenia de mult de Paște. E gata. A făcut Denisa curățenia, nu credeți? Voi, a fost în curățenia. Mijlocul Ghevi, la Gheva. La Gheva. Uite, cățelul vrea să te ajute. A? Cățelul. Nu ajută cățelul tău. Ce vrei? Vreau și eu să-mi aduc și o cărpă de acolo. Pune-o. Nu? De unde? Din spate de acolo. Hai că mai revenim o țară mai târziu. Mai revenim mai târziu, vă pupăm, nu uitați să vă răbunați. Să dați un mare like și revenim mai târziu cum facem pregătire. Da, vă am revenit, dragi prieteni. Am revenit, dragi prieteni, la umplu de masă. La umplu de masă. Le umplu, le bag în pungi și se le bag în ladă. Da. Și când îmi vine goanga de foame, pun cratița pe foc și mă păresc câte două, trei. Dar numai să vă arăt cum le umplu eu. La mână le-am făcut, la mână le umplu, uite așa. Cu pâinea, așa nu merge la cam și din aia care eu fac cărnață cu ea. Zi, fată, cum o cheamă? De aia, mașină de cărnați. De aia? Robo, nu știu. A? Nu știu. Ei, la... Pâine, pâine de... Am și de aia, da. Ăștia nu merg la așa ceva. Numai cărnați le umplem la... Mașina de cărnați. La mașina aia de cărnați, la pâine de cărnați. Ăștia și ea să ne mai pomenite. Când le fac chef, toți țiganii creapă. Nu mi-ai fierbe să-i dau lui Roman o bucată. Care e ăla? Roman, tata lui Michel. El moare să mănâncă din așa de la mine. Eu le fac de mână, dar ei le fac și la... Exact cum le faci în România. Mai am tocat și eu la mașină, dar îmi toca mai mult la mână. Iasă foarte bun, asta foarte bun. Foarte aromatic, foarte, foarte bun. Dragi prieteni, așa se face, le pun cu olea. Nu uitați să vă abonați la bunicuța Zâna. Nu le fac lungi, așa le învârtesc când o începe să fiarbă în cratiț. Și nu mi se sparg. Dar ce ai pus în ei? Am pus și apă, am pus o mână de orez, am pus... medicamente de aia, cimbru, foi de dafin, o țără piper, o țără...
N-am avut o țără verdeață. Am uitat să cumpărăm verdeață. Ai fost la piață și ai uitat. Am fost la cumpărături și am uitat mâine, să... Lasă că la sarmale. Să cumpărăm, dar cumpărăm mâine, că e mâine sâmbătă și e piață și luăm tot ce ne trebuie mâine. Da, Olga umble cârnață? Da, face cârnață. Nu să facă și eu. Și eu am făcut de azi dimineață, dar și... Da, n-am ce să fac. În casă. Hai să vă arăt și cârnați cum le facem. Tu ce arată. Faci? Cârnați. Cârnați de ce? De oricum de ce. Ai făcut una? Vreo una? Am făcut una și l-am pus la urmă. De ce? Cum? De ce? De ce? Păi de ce ai pus-o acolo? Vânte, mamă, că să vânte. De ce e așa galbenă? Așa e mațul verde. Da, mamă. Cârnați? Da. Ia fă să vedem și noi cum faci. Avem puțină dezordine, așa este la noi. Așa facem noi când, na, facem pregătirile, dar facem curățenie după... Paște. După Paște. Nu, facem curățenie mai încolo. Intervenim cu toate. Aici avem carnea de cârnaț. Am băgat carne de porc. Am băgat ce se bagă. Condimente de cârnaț. Am băgat usturoi granulat. Și cam atât. Spor la treabă. Ia fă, să vedem cum faci. De unde ai luat mașina? Cred că trebuie să lași telefonul din mâniță. Eu nu fac acolo să mă... Miroși. Să mă miros eu, că eu am pus unghii, dar spre tine, uitați, unghiile mele. Și eu am pus unghii și nu mă fac eu acolo să miros a cărnaț. Eu fac alte treburi, eu fac treburi casnice, nu fac eu aici. Eu am făcut bucătăria, am făcut curat în casă, nu? Da, mamă. Apropo, mersi. Am văzut. Da, am făcut toate curat în cameră, că acum e Paștele și trebuie să fiu casele curate, lună, să mirosa Paște fericit. Da. Ce? Mațile ăștia... Ce? Nu sunt buni? Nu sunt, nu știu ce le-a făcut, că ea le-a făcut, a bătrâne. Aici avem un kilogram de carne. Avem multă carne. Facem, cred că, cârnați 27, 30, nu știu cât. Ia să o să vedem la final. Aici fetele fac, prăjesc carnea pentru butoi. Carnea la butoi. Așa este la noi. Am tăiat porcii. Mai avem unul micuț. Îl tăiem mâine. Băi, sunt copte. Ce nu sunt bune? Hai să vă arăt și carnea pentru butoi. Aici avem, am făcut carnea la ceaun, dar așa trebuie băgat la butoi, să stea, să mâncăm vara. Avem unul mare, nu. Da. Așa punem noi. Da. Așa suntem noi țiganii. Așa suntem noi țiganii. Ce faci? Ce faci? Ce faci? Pui pe mine, nu vezi cum sunt. Lasă că se vede. Mă văd grasă pe cameră. Nu, faci treabă să vadă lumea că faci treabă, că ești gospodină. Eu? Da. Uite și mama cu bunica Florica. Cine mai gospodin? Mai cât așa eu? Mama, tu, bunica Florica, toată lumea din familie. Ce? O să vă arătăm mai încolo cum facem prăjiturile, cum vaxăm ouăle. Am luat vaxă de ouă, să facem și noi ouăle. 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 Așa este la noi tradiția cu ouă. Vaxăm ouă roșii.
și le punem în coș frumos, așa, cu verdeață, să vă arătăm. Poți? Uite acum, așa faci, să fac cârnații. Mătușa Olga, ce faci? Carne. Pui carne? Am făcut vreo... Câte am făcut aici? 3 cârnați. Să le mâncăm cu roșii, cu brânză vara. Uite, a venit și cățelul. Dar tu ce faci acolo, bunica? Da? Gata, ai terminat cu? Am terminat, gata. Cu topirea. Am terminat, gata. Gata, am terminat și cu topirea. Am topit toată carnea. Și o pai, brățărină, hai. Acum facem cârnați, adică Olga le face. Olga le face mai gustoși cârnați. Să veniți să le mâncați. Da, Olga face niște cârnați de telinși pe degete. Poți? Uitați cum se ia în făcăile. Dar cât te ia să cârnați? Nu știu. Nu știi? Ce faci, moșu? Uite, vei să iau lemne. Lemne? Moșu își face focul. Da, și noi facem, dar... Așa e, mamă, să ia iar jar și lemne și pune foc. Mai înainte a zis. Comandă. Bunicuța Zâna, da. Da, bunicuța. Este foarte frigoasă, bunicuță. Mă, o mașină de lemn am uitat. 5 milioane, ne plecă. Dar în aprilie să mai facem focul în sobă, wow! În aprilie trebuie să fie cald, vară. Dar este ploaie. Acum mai e și puțin soarele. Bun, hai să te ajut eu. Hai, dă-i. Păi nu punem cu niște. Hai, Olga. Gata.